În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Îmi vine în minte o poezie potrivită după împrejurarea în care ne găsim și încercăm să o prezentăm. O, Doamne, fericit e acela care a putut trăi înțelept, slujind iubirea și adevărul, să fie amândorora drept, să nu greșească nici iubirii, când apără adevărul sfânt, nici adevărul să nu-l calce pentru al iubirii legământ. Că atât de rar putem și minții și inimii fi ascultători, căci toți, ori uneia îi suntem, ori alteia ascultători. Căci, Doamne, numai Tu știi singur de câte ori m-am chinuit între adevăr și între iubire, când mângâiat, când osândit, când mângâiat că ascult iubirea, când osândit că o prea ascult, ori întristat că am părăsit-o, ținând la adevăr prea mult. Iubire veșnic negrăită, desăvârșește-mă în Hristos, să le împreună nedespărțite și întrepătrunse armonios, că în El iubirea-i adevărul, iar adevărul este ea, cum cei doi ochi mi s-o vedere, așa să le-am în viața mea. Și cum cu cei doi ochi deodată văd totul limpede și înalt, să nu închid unul niciodată, când îl deschid pe celălalt, să nu închid unul niciodată, când îl deschid pe celălalt. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de vețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Prea iubiții noștri frați și surori, se cuvine să mulțumim în primul rând lui Dumnezeu că și ne găsim aici. Cei care de pe un pat de suferință ne ascultă acum, regretă și varsă lacrimi, căci nu pot fi și cu trupul acum aici. Dar este șansa totul să se bucure că pot fi cu Duhul aici, la mormântul Părintelui nostru celui drag. Aici unde Părintele ne așteaptă an de an și ne așteaptă ca nu, să nu schimbăm nimic din hotărârile pe care părinții noștri le-au luat atunci pe mormântul Părintelui Iosif
la înmormântarea Sfinției sale. Frații s-au plecat în fața lui Dumnezeu și au promis părintelui Iosif că statornici vor urma ceea ce au primit de la el. Și în legământul lor de atunci, care sunt acum sub glie, suntem incluși noi cei de astăzi. De la 90 de, de ani de ostășie. Iubiții noștri frați și surori, încă dă o mărturie deosebit de importantă frățietatea oastei Domnului, căci iată, ne întâlnim din timp în timp în aceste adunări anuale mari, în jurul mormântului sfânt al părintelui Iosif și mai ales având marea binecuvântare ca aici pe sfântul mormânt să se săvârșească sfânta liturghie. Numai pe mormântul sfinților în biserica primară se oficia desfășurarea sfintei liturghii. Pe mormântul martirilor, pe mormântul mucenicilor. Și iată, prin bunăvoința și în dragostea lui Dumnezeu și prețuirea lui Dumnezeu față de părintele Iosif, așa au venit lucrurile, încât în mod sub binecuvântarea bisericii noastre să îl cinstim pe părintele Iosif în felul acesta. Preaibiții noștri frați și surori, se spunea seară în Sfânta Catedrală că Iosua a preluat marea povară a conducerii poporului mai departe spre țara Canaanului. Și Iosua s-a smerit înaintea lui Dumnezeu și nu s-a socotit vrednic că el poate să facă o lucrare ca și aceasta. Poporul lui Dumnezeu, care s-a răzvrătit deseori împotriva lui Moise, chiar aceluia care l-a scos din țara Egiptului, chiar aceluia care a săvârșit atâtea minuni pentru ca să-l convingă pe popor că el este un trimis al lui Dumnezeu pentru a săvârși o lucrare anume, de a scoate poporul care stătuseră peste 400 de ani sub robie egipteană. Și cu toate că așa de însemnat l-a făcut Dumnezeu pe Moise în ochii poporului, încât atunci când Dumnezeu s-a supărat pe popor și Moise a intervenit înaintea lui Dumnezeu să ierte poporul și greșeala poporului. Și Dumnezeu a răspuns: Moise, nu pe tine te-a nesocotit, nu pe tine te-a desconsiderat poporul, ci însuși pe mine, cel ce te-am trimis ca să faci această lucrare. Moise ajunge, Sfântul Moise ajunge la odihna sa, după rânduiala lui Dumnezeu, și se simte nevoie ca să se găsească cineva să fie pus în spărtura aceasta, să preia acest popor deseori încăpăținat și neascultător și să continuă drumul spre țara Canaanului. Iubiții noștri frați și surori, din nou lucrarea oastei Domnului este la o nouă răscruce. Din nou îndurarea cea mare a lui Dumnezeu încearcă să deschidă brațele
și să cuprindă și pe cei care stau mai departe puțin. Ce mare este milostivirea lui Dumnezeu, încât noi cu mintea și cu inima noastră nu putem pătrunde. Am rostit această poezie, am învățat-o când am întâlnit-o, că și m-am regăsit în ea. Pentru cei ce mă cunosc știu că eu am păcatul acesta de a fi prea dur cu frații mei. Și acum am socotit că mi se potrivește și cu ocazia aceasta îmi cer o iertare totală față de frații care sunt aici și care nu sunt aici, să-mi ierte duritatea mea. Ziceam către Părintele Vasile la taina spovedaniei: cine știe cât am greșit noi? Ne-am măcinat, ne-am măcelărit în duh unii pe alții. Iată, vine din nou posibilitatea aceasta ca să încercăm să ne dăm mâna frățește. Dar nu ne unește nimic mai bine și mai sigur decât Sfântul Potir. Aici suntem chemați să ne arătăm poziția noastră de credință, aici sub Sfântul Epitrahil și la Sfântul Potir. Aici a fost Părintele Iosif. Aici trebuie să rămână lucrarea ostei Domnului. Fratele Traian zicea, printre altele: nu vrem ca lucrarea ostei Domnului să ajungă la un moment dat o remorcă atașată unui grup. Ea n-a ajuns trupește în mod văzut, așa zicând, dar în duh, pe undeva, pe aici, pe acolo, prin manifestarea care se petrece în unele adunări, ea aproape că este o remorcă. Am greșit, fraților, am greșit mult unii față de alții și cu toții față de Dumnezeu. Suntem chemați la pocăință, căci numai pocăința restabilește unitatea frățească. Cine nu dorește unitatea frățească, nu cred că este cineva. Dar o unitate frățească, angajându-ne în coloana pe care Părintele Iosif ne-a arătat-o de la bun început, angajându-ne așa cum s-au angajat cei peste 500 de frați în 1937, care au subscris la ceea ce Părintele Iosif a făcut cu mâna sa și frații au semnat cu acordul și adeziunea lor la ceea ce Părintele a dorit să fie lucrarea oastei Domnului, cât va ține ea pe pământ. Iubiții noștri frați și surori, iată, aici ne cheamă Dumnezeu, aici ne cheamă părinții noștri, aici ne cheamă înaintașii noștri, în jurul cărora trebuie să ne grupăm, să nu socotim că putem merge fiecare de capul lui în lucrarea aceasta, înaintând spre împărăția lui Dumnezeu. Un stup care nu are matcă devine un stup besmetic și nu se mai alege nimic de el.
Toate albinele umblă haihui în stânga și în dreapta și se nimicesc unele pe altele. Matca își are rolul ei într-un stup. Și matca trebuie să fie primită de albinele pe care trebuie să le conducă. Este o mare taină, stuparii o știu foarte bine. Întocmai este, așa este și cu lucrarea oastei Domnului. Să ne iertați, din nou, în mod personal, îmi cer iertare față de frații care poate nu cu cuvântul pe unii i-am jicnit, ci doar numai cu gestul meu de răceală față de unii frați care am văzut și am simțit, căci nu fac cinste lucrării lui Dumnezeu și drumului pe care Dumnezeu ne l-a trasat. Îmi cer iertare, dar îi rugăm pe toți să ne angajăm în coloană și să ținem cadența și să mergem înainte spre împărăția lui Dumnezeu. Amin. Slăviți să fie Domnul!